În perioada 16-18 mai, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a fost gazda celei de-a patra ediție a Conferinței Științifice Internaționale Dimensiuni Etice și Sociale în Administrație Publică și Drept, organizată de Facultatea de Drept și Științe Administrative. În campusul USV, lucrările Conferinței Facultății de Drept și Științe Administrative au început pe 17 mai, pe mai multe sesiuni și workshop-uri. Acest eveniment este asociat conferinței organizate de Lumen în parteneriat cu conferința organizată de Universitatea de Stat Iuri Fedgovici din Cernăuți, Ucraina și tradiționala susținere a municipiului și Consiliului Local Suceava. Astfel, pe data de 16 mai s-au desfășurat lucrările conferinței ucrainiene, în cadrul cărora participanții au dezbătut subiecte legate de drepturile omului, tematică aflată în centrul preocupărilor științifice ale colegilor din țara vecină. În paralel, invitați de învergură din ambele entități au susținut comunicările legate de dreptul muncii și drept european. În campusul USV, lucrările Conferinței Facultății de Drept și Științe Administrative au început în data de 17 mai pe mai multe sesiuni și workshop-uri. Astfel au fost paneluri variate. Drept privat, provocări în fața legislației muncii, protecția și promovarea drepturilor omului, drept public și administrație publică. În colaborare cu Direcția Generală Anticorupție a avut loc un concurs de eseuri ce s-a finalizat cu premii oferite de Direcția Generală Anticorupție, dar și cu o surpriză din partea Facultății de Drept și Științe Administrative, care a oferit oportunitatea primilor 5 calificați să interacționeze cu funcționarii instituțiilor europene și mondiale din Haga. Facultatea de Drept și Științe Administrative din Suceava a avut onoarea ca în cadrul acestei conferințe să aibă printre invitați personalități marcante ale lumii academice din domeniul dreptului din România, printre care profesor universitar dr. Ovidiu Predescu, consilier al procurorului general al României, vicepreședinte al Uniunii Juriștilor din România, cercetător științific de onoare al Institutului de Cercetări Juridice Academia Andrei Rădulescu, al Academiei Române și director al publicațiilor Dreptul. Este o inițiativă deosebită, așa cum am spus-o și în deschiderea lucrărilor, în cuvântul meu. Felicit conducerea Universității Ștefan cel Mare din Suceava și în special pe doamna decan Ignatescu, decanul Facultății de Drept și de Științe Administrative, pentru organizarea acestei conferințe. Am înțeles că nu este prima de acest gen. Tematica aleasă este binevenită în contextul actual. Perspectiva aceasta socială și etică în administrația publică și în drept face ca obiectul conferinței să fie de actualitate, să abordeze probleme fundamentale cu care se confruntă societatea românească în acest moment. Și m-a impresionat de asemenea prezența numeroasă, am înțeles că sunt peste 150 de studenți de la Facultatea de Drept și Științe Administrative din Suceava, dar și invitați din străinătate, de la Universitatea din Cernăuți, Facultatea de Drept de acolo. Și vreau să vă spun că ieri am fost noi invitați, practic conferința aceasta se organizează atât la Cernăuți cât și în Suceava și este foarte benefic acest parteneriat și am constatat că și la Cernăuți există interes pentru drept, stat de drept, drepturile omului. Chiar acum am terminat o discuție cu decanul Facultății de Drept de la Cernăuți. Acolo am aflat că problematica drepturilor omului și a libertăților fundamentale constituie obiect de studiu și Universitatea din Cernăuți, prin Facultatea de Drept, este singura care promovează această materie din țările fostului spațiu sovietic. Iar eu, ca specialist în domeniul drepturilor omului și a libertăților fundamentale, am apreciat acest lucru și le-am propus organizarea unei școli de vară pe această temă, Universitatea din Suceava cu cea din Cernăuți, și este foarte bine, mai ales că Ucraina dorește la un moment dat să intre în Uniunea Europeană,
și fără stat de drept, statul de drept practic nu există fără drepturile și libertățile fundamentale ale omului, iar însăși democrația riscă în absența statului de drept și a drepturilor omului să se transforme în anarhie și anarhia într-o dictatură din nou. Totodată la acest eveniment a fost prezent și profesor universitar dr. Honoris Causa Alexandru Țiclea de la Universitatea Ecologică din București, considerat părintele dreptului muncii în România. Păi orice conferință științifică este binevenită, indiferent de universitatea, de facultatea care organizează un asemenea eveniment. Toate evenimentele de această natură sunt extrem de importante pentru că aici se schimbă idei, aici se află informații de înaltă calitate și, ca urmare, toți participanții își pot îmbogăți activitatea, indiferent de natura ei, că este vorba de o activitate științifică, teoretică, dar și dacă este vorba de o activitate practică. Este bine că participă mulți studenți, deoarece ei observă importanța acestor manifestări, pot lua lecții și la rândul lor pot participa și ei la asemenea acțiuni și totodată își pot îmbunătăți activitatea. Vor învăța mai bine și vor fi mai deschiși în activitatea practică după absolvirea facultății, pentru că timpul trece foarte, foarte repede. Am participat și anul trecut la această conferință, am fost invitat de doamna decan. Am cunoscut-o și cu alte împrejurări, la alte acțiuni și am constatat că aici se desfășoară activități de acest gen de înaltă calitate și totodată foarte, foarte eficiente, care pot servi, vă spuneam, atât aspectul de ordin teoretic cât și de ordin practic. La eveniment au mai participat profesor universitar dr. Daniel Mihail Șandru de la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir București, coordonator al Centrului de Studii European din Institutul de Cercetări Juridice Academia Andrei Rădulescu, Academia Română, conferențiar universitar dr. Constanța Mătușescu, decan al Facultății de Drept și științe administrative de la Universitatea Valahia din Târgoviște. Manifestarea s-a bucurat de un real succes în rândul audienței și al participanților, care au apreciat atât dezbaterile și implicarea studenților, cât și atmosfera campusului USV.